Un accident rutier grav, soldat cu rănirea unei persoane, s-a petrecut și la Bicaz. Polițiștii cercetează cauzele producerii acesteia. La data de 17 august 2019, polițiștii serviciului rutier Neamț au intervenit la un accident rutier produs în orașul Bicaz, soldat cu rănirea unei persoane. Din primele cercetări efectuate a rezultat faptul că, în timp ce un tânăr de 29 de ani din Bicaz efectua manevra de mers înapoi cu un autoturism, nu s-a asigurat corespunzător la efectuarea manevrei, ocazie cu care a surprins și accidentat o femeie de 70 de ani care se angajase în traversarea străzii fără a se asigura. În urma impactului a rezultat rănirea femeii din Bicaz, care a fost preluată și transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. În cauză s-a întocmit dosar penal de vătămare corporală.